Un copil în vârstă de 6 ani a fost la un pas de moarte după atacul unui câine. Copila era în vizită cu părinții și a fost mușcată de ciobănescul german al unor rude. Polițiștii din Pitești au deschis acum o anchetă. Copilul era în vizită la Naș, iar în curte mai erau și părinții, alte rude și proprietarii câinelui. Toți cei adunați în gospodărie au auzit-o țipând și au văzut-o apoi rănită. Au sunat imediat la 112. Fata a fost preluată de ambulanță chiar din curtea rudelor. Era mușcată de față pe partea dreaptă. Primii care i-au acordat îngrijiri medicale au fost medicii Spitalului de Pediatrie din Pitești. Au stabilizat-o și au trimis-o de urgență la un spital de rang superior din capitală. A fost vorba de o agresiune animală cu multiple plăci mușcate și de la brante la nivelul scalpului și feței. Stabilă cât a fost la noi, bănuiesc că și în continuare, dar într-adevăr o agresiune animală care i-a pus viața în pericol. Poliția a început o anchetă. Din ce au putut afla anchetatorii, câinele n-ar mai fi fost până acum agresiv. Fetița în cauză se afla în respectiva locuință împreună cu părinții, fiind în vizită la o altă familie, iar în timp ce aceasta se juca cu câinele din curtea respectivă, a fost mușcată de regiunea feței, suferind leziuni care au necesitat transportul acesteia la o unitate medicală. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut și luarea măsurilor legale care se impun. Fetița este în grija medicilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu.